Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Numele meu este Iosif Crăciun, iar în acest clip o să discutăm cum ascut eu lanțul la drujbă și cum facem ca să meargă drujba fără probleme. Deci, în primul rând, să discutăm cum trebuie așezat lanțul pe drujbă, adică cum trebuie strâns el. Pe drujbă, lanțul eu recomand să fie destul de strâns. Pentru că am avut o problemă, uitați. Cum e aici, eu zic că este bine. Încă este puțin cam strâns, nici foarte strâns nu trebuie pentru că se strică lama, dar trebuie strâns, nu trebuie lăsat moale. Moale poate un pic dacă dăm drujba într-o parte și nu prinde bine în lemn, poate să sară și ne sare în mână, în oriunde poate să sară pentru că este viteză foarte mare și nu putem să o oprim dacă sare lanțul. Chiar dacă punem frâna, orice am face, viteza este extrem de mare și ne putem răni ușor. De aceea recomand strângerea. Cum se face strângerea? Păi, o să vă explic cum se face, dar nu o să mai desfac pentru că n-are rost. La mine este strâns. Uitați, vedeți? Nu știu dacă se vede pe filmare. Așa, se vede. Vedeți aceste șuruburi de aici? Aceste șuruburi trebuie desfăcute, nu de tot, puțin desfacem din ele, adică să fie desfăcute, să fie slabe. După ce le-am desfăcut pe amândouă și desfacem puțin dintr-o parte, puțin dintr-o parte. Așa se face întotdeauna, nu desfacem mult dintr-unul și după aceea mult din celălalt. După ce am desfăcut, luăm o șurubelniță și strângem aici, are un șurub întotdeauna, ori aici, ori în partea aceasta, depinde de drujbă. Are un șurub unde se strânge. Ori șurubelniță lată, ori stea. Depinde de drujbă. La mine este stea. Luăm șurubelnița și pur și simplu strângem până suntem noi mulțumiți. După ce lanțul este strâns, știm cu toții că mai trebuie și ascuțit din când în când, nu foarte des. Când vedem că nu mai taie cum trebuie, luăm pila și ascuțim. V-am spus că am un dispozitiv cu care ascut lanțul. Dar pentru că această pilă, după cum observați, este foarte, foarte subțire, adică și fină, așa am primit-o și este bună. Eu foloseam pile mult mai groase pentru acest dispozitiv, dar nu este o problemă. Această pilă merge bine și așa, și mânerul de la acel dispozitiv mă va ajuta foarte mult ca să țin pila. O apucăm. Vedeți că avem aici un capăt care nu este, uitați, nu știu cât se observă. Uitați, are aici un capăt care putem să apucăm de el. Apucăm de acest capăt și după aceea ascuțim lanțul. Dar trebuie să luăm totul cu o logică. După cum vedeți, imediat o să apropii ca să se vadă. Așa, oameni buni, am fixat și cadrul, dar după cum am zis, trebuie să luăm totul cu o logică când ascuțim și cum vom ascuți. Întotdeauna când ascuțim, trebuie să numărăm cum ascuțim. Vedeți cum este dintele din fabrică? Așa este. Așa trebuie să punem și noi pila. O punem așa, cum este el din fabrică, și pur și simplu tragem așa. Și trebuie ținut tare de drujbă. Două, trei, îi dăm patru. După aceea, mai tragem. După aceea mai tragem la următorul dinte. Am ajuns la acesta. La fel facem. Trei. 4. A ieșit
Perfect. Deci, uitați ce dinte perfect a ieșit. Deci, nu avem ce să zicem. Nu prea pot eu să fac pe filmare pentru că nu am poziția perfectă ca să ascult, că trebuie să țin bine. Imediat o să dau un pic mai în spate cadru. Sper că se vede destul de bine ca să pot să ascult și eu. Ținem drujba foarte strâns cu ambele picioare și după aceea tragem de pilă ca să putem asculta cum trebuie. O dată, de două ori, de trei ori și de patru ori. După aceea tragem lanțul la fel și la următorul. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. La fel, în direcția cum este el ascuțit din fabrică. O dată, de două ori, trei ori, patru ori. Și la fel facem la fiecare. Încă un lucru care trebuie știut. Tragem puțin, mai învârtim puțin de pilă, mai învârtim puțin pentru că ea se mai tocește și trebuie învârtit din când în când ca să prindă bine dintele. Și după aceea tragem. Nu ascuțim și dintele ăsta așa și dintele ăsta. Luăm totul cu o logică, adică prima dată mergem cu dinții care sunt ascuțiți în partea asta și după aceea vom veni cu ceilalți. Cum ne dăm noi seama care dinte este ascuțit? Păi vedem care l-am ascuțit și care nu. Și când ajungem la următorul care este, la ultimul care este neascuțit și următorul este ascuțit, atunci se va termina. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic, adică vom vedea cei care i-am ascuțit, pentru că se observă. Așa, să vă arăt și mai de aproape, vă recomand să luați o buturugă, să puneți drujba și să stați undeva jos, să țineți drujba, bineînțeles, strâns. Și după aceea ascuțim. Luăm pila și pur și simplu dăm una, două, trei, patru. După aceea trecem la următorul. Unu, doi, trei, patru. Și tot așa. Unu, doi și patru. Și dăm bătaie așa frumos, pentru că treaba merge. Nu o să număr la fiecare, pentru că sună repetitiv, dar o să vă arăt cum fac eu. Sper să se vadă bine. Eu nu am nevoie de ascuțit foarte mult, decât un pic, pentru că am tăiat ceva lemne cu ea, dar nu am nevoie deocamdată, pentru că dinții sunt, mai e și lanțul nou. Trebuie atenție să dăm în direcția în care este făcut dintele din fabrică. Adică așa. După cum vedeți și pe dinte avem o linie cam cum ar trebui ascuțit. Aici nu știu cât se vede, e o liniuță care ne arată cum trebuie ascuțit și linia aceea arată și până unde să lăsăm dintele. Adică dacă ajunge, se tocește dintele până la acea linie de la ascuțit și că tăiem, lanțul putem să-l aruncăm atunci. Da.
Merge treaba. Poate mai greșesc la câte unul, dar asta nu este o problemă. Dar nu putem da la unul de 10 ori și la unul de 5 ori. Pentru că stricăm lanțul. Uitați, deja am ajuns la cei care sunt ascuțiți. Uitați, de exemplu, acesta se observă că e ascuțit. Dar acesta se observă că este puțin mai închis. Aici, în această gură. Se observă că el nu este chiar așa de ascuțit. Așa ne dăm seama. Și acum, bineînțeles, începem direcția opusă. Adică așa. Dinții aceștia. Da, ăsta era ascuțit. Deci am greșit un pic, dar n-ar nimic. Așa. Cam așa arată un lanț ascuțit bine. Eu v-am spus și v-am arătat cum știu. Sunt sigur că alții sunt mai profesioniști ca mine. Eu sunt doar începător. Dar cam așa arată lanțul care l-am ascuțit. Și acesta este stilul în care ascut eu lanțul. Uitați cum arată un dinte. Deci mie mi se pare că arată perfect. Poate se vede prea ascuțit pe filmare. Uitați cum arată. Tot lanțul. Pur și simplu impecabil. Asta înseamnă să ascuți lanțul cum trebuie și bine. Și cu siguranță va merge bine drujba. Eu sunt Iosif și până data viitoare vă doresc toate cele bune și vă doresc spor la treabă și numai bine!